Hello, welcome to lesson number 11. Bine ați venit la lecția numărul 11. Am ajuns la jumătatea cursului. Începem cu o recapitulare. It's revision time. Un pic de vocabular, să vedem dacă ați reținut vocabularul din lecția precedentă. A face ordine. Dulap. Să spuneți cu voce tare, da? Poate să spuneți de mai multe ori. Raft, rafturi. A aspira. A aduce. Util, folositor. Mândră, mândru. Sau mândri, mândre. Pentru că în engleză nu avem forme diferite la adjective. A participa la. Aici trebuie să avem grijă la prepoziție. A te distra de minune, este o expresie fixă. A petrece timp calitativ. Împreună. Și a folosi. Verbul de unde și derivăm folositor sau nefolositor, inutil. Ok, acum vă dau și răspunsurile. Dacă aveți nevoie de mai mult timp de gândire, vă sfătuiesc să mă puneți pe pauză astfel încât să vă testați, da? Să vedeți cât de mult ați asimilat din lecția anterioară. Ok, acum vă dau eu răspunsurile. A face ordine. To tidy up. Dulap. Wardrobe. Wardrobe. Raft, rafturi. Shelf. Shelves. To hoover. To hoover. To bring. Useful. Proud. To take part in, not to take part in a game, to take part in a competition, to take part in an activity. Prepoziția in, însă deținut bine minte aici. To have a great time, to spend quality time, together, și to use. De la to use avem useful și antonimul useless. Da? Nefolositor, inutil. Ok, vă mai citesc o dată lecția cu voce tare și o să vă rog să faceți și voi pe urmă la fel. Acum mă ascultați cu atenție. Grandma and Grandpa are coming to visit at the weekend and everyone's extremely excited. The kids are tidying up their room. Anne's putting all her clothes in the wardrobe and she's arranging the books on the shelves. Her brother Tim is hovering the living room carpet. Dad's making cinnamon rolls and Mum's bringing some lovely flowers from the garden. It's Friday. They're finally here. Grandma and Grandpa are giving them all presents. Thank you for my art kit. I'm making a project for my art class and it's very useful, says Anne. We're very proud of Anne, says Mum. She's taking part in an art competition next week. They're having a barbecue in the garden. They're having a great time together. They're laughing and telling funny stories. They're spending quality time together. They aren't using any sort of gadgets. They are simply enjoying the moment. Okay? Citiți și voi cu voce tare, o să vă rog. Și am o surpriză pentru voi astăzi. It's test time. Keep calm. It's test time. O să ne uităm la mai multe întrebări pe acest text. O să vă rog textul acesta să-l citiți de multe ori cu voce tare. O să vedeți, să fiți atenți la formele de prezent continuu. Forma de prezent continuu înseamnă verbul to be, adică am, is, are. Aceste forme lungi sau formele contractate, scurte, cu apostrof, urmate întotdeauna de verb cu ing. Și acum o să vă pun multe întrebări pe acest text și voi o să puneți pauză. Eu, da, o să încerc să-l spun lucrurile destul de repede. Voi puneți pauză, vă gândiți ce răspuns ați da. Dacă sunteți vizual și vă ajută, vă și scrieți răspunsul și pe urmă vă verificați cu răspunsul pe care vi-l voi arăta eu. Da? Hai să începem. First question. When are Grandma and Grandpa coming to visit?
When are grandma and grandpa coming to visit? Când vin în vizită bunica și bunicul? Remarcați aici că este are, întrebarea este cu are, da? Poate să fie un indiciu foarte bun pentru persoana a treia plural, adică când vin ei în vizită, da? Ok, vă dau și răspunsul. Grandma and grandpa are coming to visit at the weekend. Ok? Next question, următoarea întrebare. What are the kids doing? What are the kids doing? Da? Puteți să citiți what are the kids doing? Sau what are? Ok? Diferența dintre British English și American English, una dintre diferențele cele mai mari în pronunție, este accentuarea acestui are sau lipsa lui în engleza britanică. Ok? Și răspunsul este the kids are tidying up their room. The kids are tidying up their room. Next question. What's Anne doing? Observați că am trecut la întrebarea what is Anne doing? E vorba de persoana a treia singular. Da? Trebuie să facem acordul între subiect și predicat. Da? Deci avem aici un singular, așa trebuie să fie și subiectul și verbul to be conjugat la prezentul continuu. Și răspunsul este Anne's putting all her clothes in the wardrobe and she's arranging the books on the shelves. Evident, puteți să folosiți și forma lungă Anne is putting, she is arranging. Da? Este evident corect. Question number 4. What's her brother doing? Ce face fratele ei? La fel, what is her brother doing? Avem persoana a treia singular. Nu uitați când faceți răspunsul. Iar răspunsul este her brother is hovering the living room carpet. Her brother is hovering the living room carpet. Fratele ei face curat, aspiră covorul din sufragerie. Question number 5. What's dad doing? What's dad doing? Iar răspunsul este dad's making cinnamon rolls. Dad's making cinnamon rolls. Tata face rulori cu cinnamon. Întrebarea numărul 6, number 6, what's mom doing? What is mom doing? And the answer is, și răspunsul este, mom's bringing some lovely flowers from the garden. Mom's bringing some lovely flowers from the garden. Question number 7. What are the grandparents giving them? What are the grandparents giving them? Ce le dă bunicii lor? Observați, avem bunicii, persoana a treia plurală, adică înseamnă they. Și observați că am trecut iară la are. What are? Întrebare cu are. Nu uitați să faceți acordul subiect-predicat. Și răspunsul este, and the answer is, grandma and grandpa are giving them all presents. Sau puteți să spuneți, the grandparents are giving them all presents. Da? Și așa ar fi fost corect. Ok, question number 8. What's Anne getting? What's Anne getting? Ce primește Anne? Da? Este, what is Anne getting? Forma lungă. Și răspunsul este, and the answer is, Anne's getting an art kit. Anne's getting an art kit. Primește o trusă de creație artistică. Question number 9. What's Anne using her new art kit for? What's Anne using her new art kit for? Și întrebarea ar veni tradusă, la ce folosește Anne sau pentru ce folosește Anne noua ei trusă artistică? Da? La ce folosește Anne noua ei trusă artistică? Observați, este a treia singular, faceți acordul subiect-predicat. Iar răspunsul este, and the answer is, she's making a project for her art class. She's making a project for her art class. Ea face un proiect pentru ora ei de artă. Ar fi putut să ziceți și, ar fi fost la fel de corect dacă ziceați, Anne is using her new art kit for a project for her art class. Da? Mai zic o dată. Anne is using her new art kit for a project for her art class. Adică Anne își folosește noua trusă de
creativitate pentru un proiect, pentru ora de artă. Da? Okay, question number 10. Is the art kit useful? Este acest kit, această trusă folositoare? Aici avem doar o întrebare cu verbul to be. Nu avem prezent continuu, nu avem verb cu ing, după cum observați. Și răspunsul este, and the answer is, yes, the art kit is very useful. The art kit is very useful. Next question, what are they doing in the garden? What are they doing in the garden? Ce fac ei în grădină? Observați întrebarea, what are they? Are they? Persoana treia plural, iar avem o întrebare la plural, la fel trebuie să fie și răspunsul. Răspunsul este mai lung de data aceasta. Răspunsul este, they are having a barbecue in the garden. They are having a barbecue in the garden. Ei fac un grătar în grădină. Question number 12. Are they having fun? Se distrează ei? Are they having fun? Iar răspunsul este, and the answer is, acesta este mai lung, yes, they're having a great time together. They're laughing and telling funny stories. They're spending quality time together. And the next question is, are they using any sort of gadgets? Are they using any sort of gadgets? Folosesc vreun fel de gadgeturi? Și răspunsul este, and the answer is, no, they aren't using any sort of gadgets. They're simply enjoying the moment. Okay, good. Dacă n-ați făcut testul bine, dacă v-ați încurcat mult, vă sfătuiesc să mai faceți o dată, da? Lăsați un pic timp, mai citiți o dată lecția, mai lăsați două zile să treacă, da? Și faceți testul încă o dată. Este un test care vă, prin care vă auto-evaluați cât de mult ați înțeles din prezentul continuu în maniera aceasta de învățare online. Și trecem astăzi la regulile de ortografie, spelling rules, regulile de ortografie, care sunt doar trei, sunt trei reguli. Spelling rules, reguli de ortografie, adică atunci când adăugăm la rădăcina unui verb, la forma lui de dicționar, cum spune, terminația ing, în câteva circumstanțe se produce o modificare în scris, da? Nu ne dăm seama de ea atunci când pronunțăm, dar ne dăm de seama sau trebuie să ținem cont de ea când scrie. Și regula numărul 1, v-am pus aici în roșu câteva verbe, vi le citesc, to make, a face, to take, a lua, to arrive, a ajunge, to dance, a dansa. Aceste verbe au în comun faptul că se termină în litera E. Atunci când un verb se termină în litera E, înainte să adăugăm ing, da, terminația ing pentru prezentul continuu, acest E final cade, da? Nu îl mai scriem. Vă dau exemplu. I'm making a healthy salad now. Eu fac o salată sănătoasă acum. După cum vedeți, E-ul a fost eliminat și s-a adăugat terminația ing. To take. A lua. I'm taking the kids to the park now. Eu iau copiii în parc acum. Da? Take, la fel, E-ul final a căzut, s-a adăugat direct ing. To arrive, a ajunge. They're arriving in 5 minutes. Ei ajung în 5 minute. După cum observați, E-ul final a căzut și am adăugat ing. To dance, a dansa. My friends are dancing in a club now. Prietenii mei dansează într-un club acum. E-ul final a căzut. Da? Deci o regulă super banală. Toate verbele care cu forma lor de dicționar se termină, adică forma de bază, se termină în E, înainte să adăugăm ing, E-ul final cade. Asta e regula. Regula numărul 2. Regula numărul 2 se referă la verbele care sunt monosilabice. Verbe scurte, dintr-o singură silabă. Da? Aceste verbe scurte, v-am dat câteva exemple aici. To swim, da, sunt în roșu. To swim, a nota. To run, a alerga. To put, a pune. To rob, a jefui. To sit, a sta jos, to get, a primi. Aceste verbe au în comun, pe lângă faptul că sunt monosilabice, se termină într-o consoană precedată de o singură vocală.
o singură vocală. În acest caz, înainte să adăugăm terminația ing specifică prezentului continuu, consoana finală se dublează. Asta se întâmplă la toate persoanele, evident, da? Fără excepție. Exemplu. Anne swimming in the pool now. Anne swimming. Anne înoată în piscină acum. Observați, am dublat m-ul, da? Este un verb scurt, monosilabic, care se termină în consoană, precedat consoana m, precedată de o singură vocală, vocala i, da? Mai sunt cărți de engleză care spun că sunt verbe monosilabice care se termină în consoană, vocală, consoană, da? Adică v dublu e consoană, i este vocală, m este consoană. Consoană, vocală, consoană, da? To run, a alerga. The kids are running in the park now. Copiii alergă în parc acum. La fel, este un verb scurt, se termină într-o consoană, consoana N, precedată de vocala U și dublează N-ul înainte de a adăuga terminația specifică pentru prezentul continuu, ING. To put, a pune. You're putting your best clothes on yesterday. Tu îți pui sau voi vă puneți cele mai bune haine în ziua de Paște. Da? Am dublat T-ul. La fel, verb monosilabic. To rob, a jefui. The thieves are robbing a bank now. Hoții jefuiesc o bancă acum. Și am dublat b-ul, da? Robbing. To sit, a sta jos. I'm sitting on a chair now. Eu stau jos pe un scaun acum. To get, a primi. I'm getting many presents today. It's my birthday. I'm getting many, many. D'acolo lipsește un num, cer scuze. I'm getting many presents today. It's my birthday. Primesc multe cadouri. Astăzi este ziua mea de naștere. Iar am dublat t-ul. V-am pus semne exclamării și v-am dat un exemplu, verbul to wait. To wait înseamnă aștepta. Și am scris I'm waiting for the bus. Eu aștept autobuzul. De ce în acest caz noi nu dublăm t-ul? Puteți să vă gândiți de ce nu dublăm t-ul în această circumstanță? Răspunsul este, înainte de T, nu avem o singură vocală, da? Avem AI, avem două vocale, deci nu se respectă regula. Ca să dublăm consoana finală, trebuie să se respecte următoarele cerințe. Să fie un verb scurt monosilabic, să se termine într-o consoană și înaintea acelei consoane finale să avem o singură vocală, da? Și atunci vom dubla, înainte să adăugăm terminația ING, dublăm ultima consoană. La toate persoanele, da? Ok, și regula numărul 3. Avem verbe care se termină în IE, terminația IE. Și nu sunt foarte multe. To die, a muri, he's dying, el moare. To lie, they're lying on a beach in Greece now, you're lying to me. Lie are două sensuri diferite, da? They're lying on a beach înseamnă că stau întinși, a sta întins. You're lying to me, mă minți, da? Deci cele două sensuri foarte diferite, n-au legătură unul cu altul, înseamnă a sta întins, la orizontală, evident, și a minți. To tie înseamnă a lega. She's tying her shoelaces. Ea își leagă șireturile de la pantofi. To untie, a deslega. She's untying her shoelaces. Ea își dezleagă șireturile de la pantofi. Această regulă, după cum observați, IE-ul final se transformă în Y, iar apoi se adaugă terminația specifică prezentului continuu, ING. Și asta la toate persoanele. Da? Deci IE devine Y. Ok, acestea au fost cele trei reguli pentru prezentul continuu. Și acum am pregătit, it's holiday time, v-am pregătit un text tot despre vacanță. Cred că mi este dor de vacanță, de fapt, texte despre vacanță. Un pic de vocabular înainte. To shine. Vă rog să spuneți cu voce tare, repetați după mine. To shine. To shine înseamnă a străluci. Brightly. Brightly. Viu, intens, luminos. Înseamnă chiar și strălucitor. Brightly. To look at. A se uita, a privi la. To lie on the beach. To lie on the beach. Tocmai vorbeam despre to lie, da? Sta întins sau întinsă pe plajă. To sip. To sip. A sorbi. Da, o băutură. Sandcastle. Sandcastle. Castel de nisip. Husband. Husband. Soț. Magazine. Magazine. Revistă.
to think. To think. La fel ca verbul lie, to think are două înțelesuri total diferite. A crede, eu cred ceva despre ceva, și a se gândi. Da? Mă gândesc la ceva sau mă gândesc să fac ceva. To race. To race, a se întrece, a concura. To win, a câștiga. Swimmer. Swimmer, înotător. Teenagers. Teenagers, adolescenți. Beach volleyball. Beach volleyball. Volei de plajă. To play against. To play against. A juca împotriva. Ok, și acesta este textul. O să vi-l citesc cu voce tare, pe urmă îl mai citesc o dată și vi-l și traduc. It's holiday time. We're on holiday. The sun is shining brightly and I'm looking at the beautiful blue sky. I'm on holiday with my family. I'm lying on the beach, sipping a cocktail. The kids are running and making sandcastles, and I'm reading an interesting book. My husband is drinking a cold beer. He's reading a magazine. I think it's about cars. He's thinking of buying a new car. Our friends Claire and Anthony are swimming in the pool. They're racing. She's winning, of course. She's such a good swimmer. Some teenagers are playing beach volleyball next to us. They're enjoying the game and they're laughing. The girls are playing against the boys. I think the girls are winning. I'm having a great time. This holiday is fabulous. Recite și traduc. We're on holiday. Suntem în vacanță. The sun is shining brightly and I'm looking at the beautiful blue sky. Soarele strălucește cu putere, da? Viu, intens. Și eu mă uit la cerul frumos albastru. I'm on holiday with my family. Sunt în vacanță cu familia mea. I'm lying on the beach, sipping a cocktail. Stau întinsă pe plajă, sorbind un cocktail. The kids are running and making sandcastles. And I'm reading an interesting book. Copiii aleargă și fac castele de nisip, iar eu citesc o carte interesantă. My husband is drinking a cold beer. Soțul meu bea o bere rece. He's reading a magazine. El citește o revistă. I think it's about cars. Cred că este despre mașini. He's thinking of buying a new car. El se gândește să cumpere o mașină nouă. Our friends Claire and Anthony are swimming in the pool. Prietenii noștri, Claire și Anthony, înoată în piscină. They're racing. Ei se întrec, da? Concurează. She's winning, of course. Ea câștigă, da? Ea îl învinge, bineînțeles. She's such a good swimmer. Este o notătoare atât de bună. Some teenagers are playing beach volleyball next to us. Niște adolescenți joacă volei de plajă lângă noi. They're enjoying the game and they're laughing. Ei se bucură de joc, da? le face plăcere jocul și râd. The girls are playing against the boys. Fetele joacă împotriva băieților. I think the girls are winning. Cred că fetele câștigă. I'm having a great time. Mă distrez de minune. This holiday is fabulous. Vacanța aceasta este grozavă. Ok. Vă dau 2 minute de gândire, o să vă rog să recitiți să citiți textul cu voce tare și să vă notați verbele, majoritatea verbelor la prezentul continuu, majoritatea, pur și simplu adaugă ing-ul, da? Marea majoritate. Sunt excepțiile de care am vorbit înainte, cu acele reguli de ortografie, în 3 cazuri, da? Sunt 3 reguli. Ce vreau să faceți acum este să vă dați seama care verbe de aici, din acest text, modifică un pic ortografia, se întâmplă ceva cu aceste verbe când adaugă ing, terminația ing pentru prezentul continuu. Da? Practic, la care verbe din acest text aplicăm vreuna din cele 3 reguli? Nu verbele obișnuite, unde doar adăugăm ing, ci uitați-vă cu atenție la verbele unde se produce o modificare în spelling, o modificare în ortografie.
Da? Sper că vă este clară cerința. Puneți o pauză, vă rog, și gândiți-vă. Care verb? Luăm primul verb. Shining. Care este forma de bază? Care este forma de dicționar? Da? Mă uit la slide-ul de dinainte, da? La ce am scris înainte. Că, cum este forma de dicționar. S-a modificat ceva când am adăugat ING sau nu? Și așa continui cu următoarea. Looking. Da? Looking cum este la forma de bază, forma de dicționar? Când am adăugat ING, s-a întâmplat ceva? Și faceți-vă o listă și eu vă dau imediat și răspunsurile, da? Cum ar trebui să vă gândiți și să vedeți acest exercițiu. Dar întâi faceți voi ca să vedeți cum ați internalizat, cum ați priceput, cum ați asimilat voi aceste trei reguli. Da? Ok? Și acum vă dau și răspunsurile eu. Da? The sun is shining. Soarele strălucește. Este vorba de regula în care e-ul final cade. Lying on the beach, da, regula în care IE se transformă în Y. Am uitat să-l subliniez pe sipping, da, îmi cer scuze, sipping, da, în care tot așa este regula, în care se dublează consoana finală, da, sip, dublăm 2 de P. Running, la fel, regula se dublează consoana finală, pentru că e verb monosilabic. Making, cade E-ul final, prima regulă. Mai jos, swimming, da, se dublează consoana finală, regula numărul 2, în care avem verbe monosilabice. Racing, a se întrece, cade E-ul final, da? Winning, se dublează consoana finală, avem winning de două ori. Și having, verbul este have, se termină în E, cade E-ul final. Aceasta este o concluzie, da? Uitați-vă, shining este to shine, regula numărul 1, cadeul final. Lying, to lie, regula numărul 3, în care IE devine Y. Running, regula numărul 2, dublăm noul. Making, cadeul, regula 1. Swimming, dublăm noul, regula 2. Racing, regula 1, în care cadeul final, înainte de ING. Winning, dublăm noul. Și having regula numărul 1 cade E-ul. Da, și am uitat de sipping. Deci nu l-am pus pe sipping, care este regula numărul 2. Este verbul to sip. Este un verb scurt, monosilabic. Se termină într-o consoană precedată de vocală. Ar fi trebuit să-l pun aici, îmi cer scuze. Ok, dacă vi se pare că am mers prea repede prin toată lecția aceasta, vă rog din suflet, vă mai uitați o dată la ea. Regulile nu sunt foarte complicate. Citiți textul cu voce tare, încercați să internalizați cuvintele. Ne vedem data viitoare. Thank you very much for watching and I really hope that you enjoyed lesson number 11. Thanks for watching. Goodbye.